Pentru că e foarte, foarte frig afară și n-am chef să ies la cumpărături, prefer să stau în casă. Am adunat toate ingredientele, chiar toate ingredientele pe care le mai am în casă și o să fac o plăcintă de cartofi. Am câțiva cartofi, două cepe, două ouă, niște roșii, vreo două ciuperci. La ciuperci puteți să renunțați, nu prea și-au locul aici, dar vreau să le folosesc să scap de ele. O selecție de brânzeturi, puțină brie, cheddar, am și foarte puțină gorgonzola. O să folosesc untura de gâscă pe care am salvat-o de la rețeta de fazan, cimbru, puțin chili și o frunză de dafin. În prima fază o să iau cartoful și o să-l pun la fiert, direct în coajă. Ceapa o să o curăț și o să o tai. Morcovul îl dau pe răzătoare și o să fac o prăjeală din morcov și din ceapă. Dar mai întâi să pun cartoful la fiert. Îl pun direct în coajă. Cât timp fierbe cartoful, mă ocup și de ceapă. O să o tai. Nu trebuie neapărat să o tai foarte mic, o tai peștișor. Dau și morcovul de răzătoare. Într-o tigaie am pus puțin ulei și adaug ceapa și morcovul. Pun puțin sare. Puțin piper. Puțin cimbru și le călesc puțin, le călesc în bună. Când vei amesteca prăjeala de ceapă cu cartoful. Mai las foarte puțin și opresc. Curăț cartoful cât este cald. Când am terminat de curățat cartoful, cu o furculiță, cât încă sunt calzi, o să-i sparg în bucăți. Nu vreau să fac gen musaca să fie plată. Vreau să rămână goluri între cartofi, să fie crocanți. Îi rup puțin și am grijă să fărămițez stratul exterior pentru că acela va fi crocant. Ajunge. Adaug acum peste cartofi și ceapa căldă, morcovul și ciupercile. Cât se mai răcește puțin cartoful, separat am bătut un ou cu boia de ardei iute și am pus ulei de măsline. Am renunțat la ideea de a folosi untura de gâscă. Nu vreau să folosesc nicio grăsime animală, tot o să fie fără grăsime animală. Bineînțeles, excluzând aici și grăsimea din brânză care va fi de origine animală, dar aia nu mă deranjează. Am bătut din ou cu ulei de măsline, cu sare și cu boia de ardei iute până când s-a emulsionat puțin. Și o să-l adaug acum peste cartof. Cartoful trebuie să fie maxim călduț, nu trebuie să fie fierbinte. Dacă e fierbinte, oul se va găti imediat. Și nu vreau acest lucru. Un ou este suficient pentru cantitatea asta. Adaug roșiile cherry. Pe care le voi lăsa întregi. Și acum brânzica.
O rup și pe ea bucăți. Și o arunc din loc în loc. Mai amestec o dată. Având grijă ca și ca roșiile să pătrundă și printre cartofi, să nu rămână toate la suprafață, la fel și brânza, să fie distribuite uniform. Acum o să o bag la cuptor pentru 40 de minute la 200 de grade. Sunt gata. Acum îi scot din cuptor. Ia uitați ce minunăție. Simplu, rapid, cu un minim de ingrediente. Doar ce am avut în casă, fără nicio exagerare. Nu am ieșit la piață. Arată foarte bine și mi-e o foame.